perioada 1-3 mai a însemnat pentru unii albaiulieni nu doar mini-vacanță, distracție și voie bună, ci și necesitatea de a primi îngrijiri medicale. La unitatea de primiri urgență Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia au ajuns 395 de persoane. Dintre acestea, 84 au necesitat internare pe fondul a diferite afecțiuni. În linii mari putem spune însă că albaiulienii nu au mâncat și nu au băut peste măsură în mini-vacanța prilejuită de 1 mai, întrucât afecțiunile înregistrate pe acest fond au fost în limita normalului. Nu a fost pornit la afecțiune nespecifică în această perioadă, care putea să fie digestivă, dar nu au fost cazuri. Au fost cazuri de afecțiuni care le avem în mod uzual, normal. Printre pacienții din urgențe s-au numărat doi ciobani din comuna Doștat, care au ajuns la spital în data de 1 mai după ce s-au luat la bătaie din cauza unor neînțelegeri legate de o parcelă de teren. Transportați inițial la spitalul din Sebeș, cei doi au ajuns ulterior la spitalul din Alba Iulia, prezentând leziuni în zona capului. Îngrijitorii de animale au fost internați la secția de chirurgie a unității medicale, unul dintre ei cu diagnosticul de plagă înjunghiată. De asemenea, tot în ziua de 2 mai, un tânăr de 12 ani din Blaj a necesitat internare după ce a fumat o țigară cu etnobotanice.